Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este ora 18, vineri seara, sunteți la vorba lui Tașcă și începem cu începutul și o să vă rog să fiți mai aproape de noi dacă vreți pe canalul de YouTube, îl găsiți în partea de sus a imaginii noastre și de asemenea pe pagina de Facebook a emisiunii, pentru că nici nu știți ce pierdeți, cum spunea un clasic în viață, care din păcate nu mai este astăzi pe micile ecrane. Începem cu o apariție editorială de excepție. Jurnalistul Dorel Neamțu ne-a trimis cartea dânsului de poezii, se numește Iubirii pierdute. Toți iubitorii de poezie sunt rugați să caute și să citească poeziile domnului Neamțu. Mulțumim, domnule Neamțu, să sperăm că nu e ultimul volum pe care îl scoateți și pe care ne îl trimiteți aici la emisiune. Mult succes și sper să fie mulți cititori de poezie în vremurile acestea tulburi, mai ales că, după cum se știe, foarte mulți dintre noi își petrec timpul mai mult în apartamentul propriu, în domiciliu propriu, și atunci o carte de poezie este binevenită. Așadar, Iubiri pierdute de Dorel Neamțu merită să o căutați, merită să o citiți și poate pandemia va fi mai dulce. Invitatul meu, ca de fiecare dată, vinerea seara, sociologul Valentin Fulger. Bună seara, domnule profesor! Bună seara, domnule Tașche, bună seara telespectatorilor noștri, mulțumesc încă o dată pentru invitație. Domnule profesor, din nou o săptămână plină. Săptămâna aceasta a explodat un subiect care, mă rog, nu e chiar o premieră, nu e nici măcar o mare descoperire, dar faptul că colegii de la Recorder au reușit să stârnească cumva o parte emoțională a acestui subiect, a făcut ca el să se plimbe foarte puternic prin spațiul public românesc. Și de asemenea, aș remarca, înainte să începem să discutăm, inabilitatea președintelui de a se feri de subiectele care nu-i convin și care pun partidul atât de drag dânsului într-o lumină nefavorabilă. Evident, este vorba de Klaus Iohannis și de PNL. Cum vedeți această politizare a instituțiilor publice de către actualul partid de guvernământ? Domnule Tașcă, acum putem să avem o abordare pur științifică, sociologică, dar putem să avem și o abordare mixtă, în sensul că pe baza elementelor de natură sociologică putem să aducem și elemente care țin de cunoașterea comună pe care le întâlnim de fiecare dată în societate. Acest subiect al instituțiilor politizate, impropriu spus de PNL, este unul vechi și vă aduc aminte de o sintagmă care a făcut carieră la vremea respectivă, și anume capitalismul de cumetrie. Este vorba de una dintre vorbele celebru ale numai puțin celebrului Ion Iliescu, care înfiera, dar din păcate se limita doar la înfiera, multe dintre viciile, dintre tarele, dintre modurile de a face politică ale celor care alcătuiau PSD-ul la vremea respectivă. Acum, dacă ne referim strict la statul român, aș vrea să vă spun că statul reprezintă instituția, să-i spunem, totală, supremă, din punctul de vedere al faptului că este cea mai extinsă și sub umbrela statului funcționează toate celelalte instituții. Instituția sanitară, instituția militară, instituția politică, mă refer la Parlament în principal ca și instituție supremă și reprezentativă a poporului român și așa mai departe. Fiecare dintre instituții este apoi alcătuită dintr-o sumă de organizații. Dacă mă refer doar la instituția, să-i spunem, educației, am în vedere toate universitățile, toate liceele, toate școlile generale, până la nivel de grădință sau creșe. Inspectoratele școlare, vă rog să nu uitați. Stați un pic că ajungem acolo. Acum, dacă m-aș plasa direct pe această povestioară a celor de la Recorder, aș vrea să vă spun că, cotrobăind un pic și interesându-mă să văd despre ceea ce se întâmplă acolo, aflu că, de fapt, povestea nu este de dată recentă. Ea are ca element de debut numai puțin de 8 luni de zile, deci are vechimea, și este vorba de povestea unui naș fin, cel
care apare la ziariștii de la Recorder este finul celuia care a fost la vremea respectivă directorul de la Apele Române și care l-ar fi pus pe post în virtutea faptului că era fin. Deci de asta vreau să vă spun că m-am dus... Acum nimeni nu e virgin în povestea, numai o secundă. Povestea asta politică, instituțională. Aveți foarte mare dreptate, nu știu cum se vede de la dumneavoastră de acolo, dar de la mine acest lucru pare așa un fel de ciomăgeală interpartinică pe principiul noi pe ai voștri, voi pe ai noștri. Mă înțelegeți? Deci este o poveste care nu se va termina în societatea românească atâta timp cât, și v-aș ruga să mă lăsați să vă citesc ceva, prin codul administrativ, prin legile promovate de către Parlament, s-a inventat un lucru minunat pentru cei care conduc administrativ societatea și o conduc prin această rotativă a puterii, adică când PSD-ul, când PNL-ul, au inventat deconcentratele. Sigur că telespectatorii, omul simplu de pe stradă, aude mereu de deconcentrate, 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 dar aș vrea ca să insist un pic, 10-20 de secunde asupra acestor deconcentrate, pentru a arăta ce înseamnă ele. Și ca să nu se spună că mă opresc la județul Hunedoara, în sensul că, uite, domne, are ceva ăsta cu județul Hunedoara, am intrat pe un site din județul Ialomița, pentru că suntem în România. În cealaltă parte a țării, să zicem. Da, dar este foarte interesant. Și vreau să vă citesc câteva deconcentrate. Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Agenția pentru Protecția Mediului, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor, Direcția de Sănătate Publică, Casa Județeană de Pensii, Direcția Generală a Finanțelor Publice, Direcția Județeană de Statistică, Direcția Județeană pentru Accize și Operațiuni Vamale, să mă lăsați să termin, vă rog, Direcția pentru, ca lumea trebuie să înțeleagă, sigur, vă rog. Direcția pentru Agricultură, Direcția pentru Cultură și Patrimoniu Național, Direcția pentru Sport și Tineret, Direcția Sanitar-Veterinară, Garda Financiară, Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, Oficiul Județean pentru Studii Pedologice și Agrochimie. Dumneavoastră vă dați seama. Păi să știți că n-aveți o listă completă. Eu vă spun că am primit acum câțiva ani un mail de la instituția prefectului, atunci cred că se numea totuși încă prefectură, și în care erau enumerate toate. Și am constatat cu surprindere, există agenția pentru pescuit. Păi stați un pic, eu am făcut apel la Ialomița, nu la Hunedoara. Probabil că fiecare județ mai are un specific. Păi bun, dar câte ape sunt în județul Hunedoara? Dați-vă seama câte oase sunt de rost aici, câte ciosvârte. Director, secretare, mașini. Dați-vă seama ce înseamnă angajați. Câștigarea alegerilor de un partid, ce filon de aur au acești indivizi la dispoziție când au 20-30 de astfel de deconcentrate, începând de la director plin, cu director adjunț, cu tot felul de șef de birouri, cu secretare, cu inspector în teritoriu, cu angajații care, în fine, ajungem și la angajați. E, toți oamenii aceștia, că discutăm despre stat și discutăm despre acest plânset total, că nu mai sunt director sau nu mai sunt inspector, prin asta vă dați seama cât se cotizează aici. Sincer, am așa o vagă idee, să știți. Aș vrea să vă spun ceva. Vă rog. Acest lucru ne arată foarte clar cât de departe suntem de ceea ce se numește societatea meritocratică. E foarte Alvin Toffler în anii 70 teoretiza despre societatea meritocratică și prevedea că aceasta este în principal o societate a diplomelor. Dar Alvin Toffler scria aceste rânduri în Statele Unite ale Americii și nu se gândea la România, cred. Nu. Se gândea în principal la lumea liberă, cum se numea atunci, se gândea la Statele Unite și Europa de Vest, care spunea că, în general, obținerea unei diplome presupune un efort, presupune un status dobândit prin efortul necesar, dobândeai apoi titlul de licențiat, de masterand, de doctor, care însemna un efort în urmă, 4-5 ani de facultate, 2 ani de masterat, 4-5 ani de doctorat, adică un efort colosal din punct de vedere al asimilării, ceea ce te recomanda pentru ocuparea unui post prin concurs. Ori vă spun un lucru, toate concursurile care se desfășoară pentru aceste posturi, dați-mi voie în siajul a ceea ce bubuie astăzi pe știrile naționale, ce se întâmplă la Suceava, nu? La Suceava, parcă, un serviciu de permise a ajuns să
A ajuns una sau unul dintre motoarele economiei românești. Am înțeles că doar șeful de acolo făcea 20.000 de euro pe... Motoare din astea să tot ai numai că banii ăștia, știți cum e, să țineau un găleț, domnule profesor, nu se investeau în economie. Am auzit, aveau Culighianu, euro, așa. Dați-vă seama atunci că un astfel de individ care este polițist primea mită Culighianu. Dați-vă seama atunci ăștia care nu sunt polițiști, cum sunt numiți? Aveți impresia că aici erau concursuri pe bune? Aveți impresia că în România trăim rău pentru că nu merităm acest lucru? Ba da, îl merităm din plin. Citeam astăzi într-un ziar, parcă prin dilema, că o doamnă se declară și eu sunt vinovată, răspunzând lui Nelu Tătaru faptul că suntem toți vinovați. Doamna poate că o fi vinovată. Eu nu mă simt vinovat, pentru că am mai spus-o, de 20 de ani și ceva scriu la ziar și înfierez aceste obiceiuri proaste. Iată că statul român ne dovedește încă o dată că este o instituție eșuată, naufragiată, pentru că nu se poate ca un individ care am înțeles că a fost numit acolo tot de nașul lui, fără niciun fel de concurs, să vină să ne jelească acum. Bun, dincolo de că a pierdut un loc pe care nu l-a primit, nu l-a primit prin merite personale. Însă, omul acesta care apare și pe ecran și oamenii îl văd, totuși era de meserie, domnule. Omul a făcut facultate de, nu știu, hidrotehnică sau cum s-o fi numit și era de meserie, dar l-a adus pe omul care, pe mine nu mă deranjează foarte tare, cum să zic, adică nu mă deranjează, dar deja m-am obișnuit, așa cum ne-am obișnuit și cu traseismul, că am scris zeci de articole despre traseism și am constatat că nu e nimeni foarte atacat de chestia asta cu traseismul, așa că, dragi politicieni, plimbați-vă unde doriți. Dar ce m-a frapat în reportajul celor de la Record este că oamenii l-au întrebat pe noul director. Da, și nu știa. Dom'le, știți cum ce lege guvernează sistemul de gospodărie? Păi omul nu știa. Nu știa, a zis că a citit-o, dar nu știa. Păi și cum, adică dacă asta citați din Toffler, care l-a citit acum 10 ani și omul a citit o lege săptămâna trecută și nu știe cum se numește? Domnule Tașcă, eu vă spun că s-a ajuns cu numirile până la nivel de secție de spital. Până la chirurgie, cred. Deci eu n-aș... Vedeți ce se întâmplă în spitale, da? Așa. Păi mă încântă cu ceva faptul că un medic este medic și mă operează, dar medicul respectiv probabil că a trecut prin facultate. Cum a trecut? Vorbit săptămânile trecute. Am vorbit și o să mai vorbim dacă este cazul. Deci nu mă încântă cu absolut nimic acest lucru. Pentru mine, pentru dumneavoastră, pentru cei care ne privesc, pentru copiii noștri, mi-aș dori o societate în care, într-adevăr, diploma, cartonul, să aibă în spate un efort din partea individului care constă în zile, în nopți, în săptămâni, în ani de învățare. În biblioteci citite, domnule profesor. Da, chestia asta. Ultima întrebare pe acest subiect, domnule profesor. Cum comentați sau cum vi se pare faptul că Klaus Iohannis trece cu ușurință peste astfel de subiecte? Adică le driblează mai ceva ca regretatul Diego Maradona. Astăzi a avut o ieșire pe acest subiect și a spus că îi se pare inadmisibil ca statul și instituțiile statului să fie utilizate de către politicieni pentru a numi în funcții pupile. Păi când asta vine de la domnul Klaus Iohannis, prefăcându-se că nu știe ce se întâmplă. În conferință de presă a zis că se interesează, că n-a auzit, că adică știe toată lumea, dar președintele nu știe. A aflat cumva, în sfârșit, i-a spus, cred că femeia de serviciu, că s-au intersectat pe coridoare pe acolo. Da, pe da, la Cotroceni. Vă aduceți aminte de USL? Da, mai vag așa că au trecut niște ani. Eu mi-aduc aminte cu tristețe, reprezintă o structură politică odioasă, alcătuită din doi cetățeni pe care eu nu-i stimez absolut deloc pe unul și mai mult. Este vorba despre domnul Ponta și domnul Crin Antonescu, care își propuseseră să conducă România 20 de ani. Asta însemnau un fel de 4-5-inale. Trebuie să vă dați seama că cei care au pus bazele a 4-5-inale de tip USL pentru România sunt astăzi sparți în PSD și în PNL, dar ei în structura lor, în ADN-ul lor politic, rămân ultralipiți, sunt aproape identici. Sunt aproape identici. Îmi dați voie pe finalul subiectului să vă citez. PNL e doar un PSD mai mic. Mai mic. Eu am spus-o, da. Da. Invitatul meu, doamnelor și domnilor, a rostit aceste cuvinte, cred că chiar aici, în acest studio, și rămânem cumva agățați în el și ne ducem cu această PNL e doar un PSD mai mic și în subiectul următor, unde PNL-ul, deși nu joacă efectiv, să zicem, pe tabla de șah,
are și el un as în mânecă pe care îl mai folosește. Este vorba despre această, nu știu cum să-i spui, această fugă de pensiile speciale, doamnelor și domnilor. Adică, după ce ani de zile, mulți, și nici în ziua de astăzi nu am, s-au spart acest buboi al pensiilor speciale, oamenii ăștia acum fug ca pot în minchile. Startul au dat cei de la USR, care au și gândit un plan de demisii din Parlament cu o singură zi înainte de finalul mandatului, nu cu o lună, nu cu o săptămână, cu o singură zi, care au fost după aceea copiați de către domnul Ciolacu and Company, care au anunțat că și ei vor să facă acest gest. Am citit în presă că domnul Ciolacu mai are antecedente, el a mai demisionat înainte de finalul mandatului și în mandatul trecut. Domnule profesor, cum vi se pare? Și să nu uit de PNL. PNL-ul acum scoate de la naftalină un proiect de lege care de fapt ar fi, dar n-ar fi, că e pe la Curtea Constituțională, că nu știu pe unde e, și în sfârșit s-ar fi hotărât cineva că există și posibilitatea să dea o ordonanță de urgență. Un an de zile n-au avut timp să dea o ordonanță de urgență pentru desfințarea pensiilor speciale. Da. Adică populiți pe toată linia. Am să folosesc ce a spus la subiectul anterior, și anume faptul că cel care este nou numit la APE n-a citit legea sau nu știe care este legea. Ei bine, domnii aceștia de la USR, de la PSD, sunt ferm convins că și de la PNL, n-au citit Constituția României. Și când spun asta, sunt foarte sigur și am să vă arăt de ce. Articolul 61, aliniatul 1 din Constituția României sună în felul următor. Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării. Atenție, că mă întorc după aia la el. Articolul 63. Camera deputaților și senatul, adică Parlamentul, sunt alese pentru un mandat de 4 ani care se prelungește de drept în stare de mobilizare, de război, de asediu sau de urgență, până la încetarea acestora. Din câte mi-aduc eu aminte, și cred că mi-aduc aminte bine, din 16 martie 2020 și până în 14 iunie 2020, noi am fost în stare de urgență, da? Bun. Și acum vin niște domni și niște doamne, niște populiști, ordinari sau extraordinari, cum vor dânsii, să-mi spună că își dau demisia. Vreau să vă spun că în Parlament, în Constituție, nu se vorbește despre demisia la maniera colectivă, ci doar de demisia la maniera individuală. Și ascultați-mă. În condițiile în care Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român și unica autoritate legiuitoare a țării, cum ar fi ca toți acești domni să-și dea demisia ca să lase în urmă ce? Un vid de putere? Nu știu, am impresia că acești domni confundă Parlamentul cu un fel de, cum să spun eu, hai să ne jucăm pe coridoarele liceului, să alergăm unul după alții, sau confundă Parlamentul cu aula universității care este împrumutată studenților care pun în scenă o piesă, pentru că vă spun o chestie, să-ți treacă prin minte așa ceva, să-ți dai demisia la modul colectiv, ca să spui, domne, noi folosim acest lucru pentru a nu avea pensii speciale, în condiția în care, m-am interesat, este absolut suficient să faci o cerere prin care refuzi pensia respectivă. Nici măcar, domnule profesor, din ce am citit eu, adică e nevoie doar să nu soliciți. Pentru că dacă nu soliciți la casa de pensii, și mai bine. Casa de pensii nu se îngrămădește să-ți dea ție niște bani în plus. Prin urmare, în momentul în care cei de la USR secundați, văd, de cei de la PSD care au impresia, și nu știu ce juriști au acolo, în condiția în care nu le arată, domne, este vorba despre totuși Constituția țării, să mai prindă și o brumă de imagine, dar nu este pozitivă, este negativă. Vă dați seama ce se întâmplă când acești domni, care până acum au fost ținuți departe de guvern, ajung acolo și ocupă niște ministere? Păi, ne întoarcem la ce vorbeam la primul punct. Eu zic că cum să vă spun eu? Să ne ferească Dumnezeu. Și vă mai spun ceva. Rău. Aud în permanență faptul că se va institui din nou după 6 decembrie starea de urgență. O neagă liberalii pe toate căile. Da, au dreptate și am să vă spun de ce. Starea de urgență nu poate fi decretată din nou pentru că ar intra în conflict cu prevederile Constituției, articolul 63, aliniatul 1. Ce ne spune asta? Parlamentul nou ales se întrunește la convocarea președintelui României în cel mult 20 de zile de la alegeri. Știți de ce? Pentru că în cazul în care
s-ar decreta stare de urgență. Ar trebui să intre în dezbaterea Parlamentului. Nu, se prelungește în mod automat mandatele celor care sunt acum în Parlament. Ceea ce face ca, și eu țin să precizez aici, starea de urgență să se instaleze în România în jurul datei de 22-23 decembrie, adică trec cele 20 de zile, cel mult 20 de zile, spune Constituția, da, dintre 6 decembrie până în 22-23. De ce am spus 22-23? Pentru că vor avea în vedere stoparea traficului mișcărilor de populație cu ocazia sărbătorilor Crăciunului. Da. Dar îi se încadrează exact în această perioadă. Bun, trebuie să treacă cel mult 20 de zile. Bun, la 22-23 e tot în luna decembrie și tot după 6 decembrie. Da, dar ei au spus-o foarte clar. Nu după 6, că toată lumea spune da, după 6. Sigur, e un joc de cuvinte. Mi-am dat seama imediat. Că... E un joc de cuvinte, dar... Bun, poate nu o fi în decembrie, dar poate în ianuarie. Ce garanție avem? Da, dar v-am spus, ei sunt condiționați de ideea asta. Sunt două elemente. În prima dată, nu pot să declare stare de urgență pentru că vechiul Parlament deja are prelungit mandatul. Da. Asta este una. Și doi, ăștia au 20 de zile de... Eu aș face un apel, domnule profesor, la domnul de la PNL să vă ia consilier acolo. Strateg ceva, că văd că explicați mai bine decât explică ei. Adică... Mulțumesc, nu. ei sunt doar niște... Mulțumesc, nu. Joacă cartea pe un populism ieftin și mie mi-a plăcut foarte mult că l-au atras și pe Klaus Iohannis în acest joc populist. Adică, până la urmă, dacă o zice Lucian Heiuș, o privim, cum să vă spun, așa, cu oarecare... Nu știu, scepticism e mult spus. În acest... Dar când îl spui și pe președintele țării să spună și el, pentru că dă bine electoral, deja miroase cam ciudat. Domnule Tașcă, eu am mai spus-o exact în acest studio de televiziune, dar în urmă cu ceva ani, când Dragnea era pe cai mari la conducerea PSD-ului în Chiselev, iar liberalii făceau o opoziție din aceasta de Mucava, ajutați mai mult de stradă. Și am spus atunci, dacă liberalii ar fi avut 10 vorbitori buni de limba română, îi terminau pe pesediști de mult. Adică n-ar mai e fi... E greu cu vorbitorii doamne, să nu se găsesc pe toate gardele. Nu, și cu tristețe aflu acum că PSD-ul se gândește că mă duc de la unii la alții, pentru că, de fapt... Păi mă duc de la original la epigon, de la epigon exact, la original. Jucăm și, tot în tandemul ăsta. Aud că le trece prin cap la cei de la PSD... Exact când pusesem lupa așa cu dragoste asupra lor, să-l pună din nou pe Sorin Grindeanu, se gândesc la o variantă de prim-ministru. Să-l propună ca prim-ministru pe cine? Pe Sorin Grindeanu, cel care s-a baricadat, cel care a emis o odioasă ordonanță 13, cel de numele căruia se leagă vâslitul în barcă cu drag. Cum să te gândești la așa? În celebru golf Belina. În condițiile în care, totuși în PSD, există încă oameni care știu și carte, care spun eu sunt și animați de dorința de a face politică pe bune, adică au un substrat patriotic, spun eu, clar, ca și în PNL, spun, dar nu sunt lăsați. Da, închidem acest subiect, doamnelor și domnilor, și coborăm în politica mai de la firul ierbii, cum se spune zilele acestea, și ne întoarcem la propunerea pe care împreună cu domnul profesor am făcut-o aici la emisiune de alegerea aleșilor locali să-și doneze indemnizațiile pe o lună, două, trei, cât consideră dânsii, pentru a cumpăra cu acești bani tablete pentru elevii care nu au posibilități. Din municipiul Petroșan am început noi, dar cu siguranță putem extinde oriunde, altundeva, chiar la nivelul României. Am avut două ecouri până în acest moment la această propunere. Unul chiar aici, pe scaunul pe care profesorul Valentin Furger stă astăzi, a stat luni Adrian Zvâncă, nou coordonator al Pro-România în Petroșani, consilier județean de asemenea, care mi-a spus că îi surâde ideea și că va propune și colegilor de la Pro România să aibă o astfel de inițiativă în interior și eu sper că în toate orașele în care ei dețin aleși locali, inclusiv în Consiliul Județean. De asemenea, am mai primit un telefon de la domnul Dan Marinescu, consilier local la Vulcan, care m-a înștiințat că a propus în Consiliul Local să-și doneze tableta primită. Fiecare consilier, doamnelor și domnilor, dacă nu știați, primește acum la investire cadou din partea
primarului, pot să zic așa, nu greșesc foarte mult, tabletă și nu știu dacă și telefon. Am zis că la Consiliul Județean se dă și un telefon. Domnul Marinescu a propus acolo ca acea tabletă să se doneze, a fost contrazis, a spus nu se poate pentru că a semnat pentru ea și atunci eu am propus domnului Marinescu să-și doneze indemnizația de consilier dacă tableta nu se poate pentru că e același lucru. De asemenea, și închid, domnule profesor, și o să vă rog să comentați, persoana căruia domnul profesor i s-a adresat în mod direct, domnul Valeriu Butulescu, consilier al nu știu câtelea mandat, n-a răspuns direct propunerii, s-a uitat către Consiliul Local și a spus că undeva problema va încerca să fie rezolvată din bugetul local, ceea ce contravine categoric cererii pe care domnul profesor și cu mine am făcut-o aici la emisiune. Și acum comentariile, domnule profesor. Domnilor și domnilor, domnule Tașcă, cheia de boltă a unei comunități trebuie să fie solidaritatea. De ce mă refer la cheia de boltă? În momentul în care, este un termen împrumutat din arhitectură, dar îl putem prelua în cadrul societății, este ultima piatră care se pune pentru a nu lăsa să se surpe bolta și toată clădirea, practic, stă într-o mică piatră, dar care este cea mai solidă dintre ele din punctul de vedere al modului în care știe să împace și stânga și dreapta. Ei bine, noi avem nevoie ca de aer de solidaritate. Nu putem să fim mințiți cu o solidaritate artificială. În sensul că vom face un proiect, îl vom pune pe ordinea de zi și acel proiect prevede alocarea din bugetul local a unei sume care să satisfacă necesitățile acestor copii. Eu n-am cerut din bugetul local, pentru că bugetul local, atrag atenția, este alcătuit tot din taxele și impozitele pe care le dă contribuabilul din Petroșani, din Lupeni, din Vulcan, din Constanța, din București, din Ialomița, de oriunde. Eu am făcut apel la consilierii locali și am făcut apel la domnul Butulescu pentru că am fost spontan atunci, pentru că în calitatea dânsului de președinte, mă rog, de fost președinte, am înțeles că nu mai este. Dar v-a transmis că nu mai este. Mi-a transmis că nu mai este, dar vreau să-i transmit și eu ceva. Domnule Butulescu, din ce m-am interesat eu, ați fost foarte multe mandate președinte al Comisiei de Educație, Cultură și Învățământ. Acum v-ați transferat cumva la Comisia de Culte, Minorități și, atenție, cuvântul magic, cooperare interregională. Am o bănuială că dânsul nu o face pentru culte și pentru minorități în sens de rugăciune la culte, ci o face mai mult pentru a pleca pe baza acestei cooperări interregionale, pe undeva pe la Varpalota, poate, pe undeva prin Italia. Știți că Varpalota cred că e teren cunoscut de Butulescu. Sunt fer convins, nu e rău că pleacă, foarte bine că pleacă, foarte bine că se întoarce, dar, maestre, încă o dată fac apel, nu se poate să ne păcăliți, nu dumneavoastră, cei care ar vota o astfel de, să spunem, soluție. Soluția constă în faptul că dumneavoastră, nu doar dumneavoastră personal, toți cei care sunt în aceste consilii, trebuie să fiți niște modele. Societatea are nevoie de model. În Germania, după război, domnule Tașcă, în Germania Federală, și femeia de serviciu și cancelarul german au avut aceeași salarizare, pentru că ei trebuiau să iasă din marazmul războiului și ca solidaritate toți au avut același nivel salarial. Dacă nu mă înșel, mai mulți ani, poate 10, nu știu cu siguranță, dar același nivel salarial. Adică nu însemna că unul era foarte sus pe palier social și celălalt foarte jos. Efortul de război pentru reclădirea țării a fost suportat în același fel de toată lumea. Nu s-au făcut discrepanțe, nu s-a făcut segregare. De aceea, eu acum mă adresez oamenilor care sunt ferm convins că sunt mult mai inteligenți decât cei care încearcă să-i aburească cu ideea unui proiect în consiliile locale, prin care din buget local se varsă sume pentru aceste tablete. Nu! Aceste tablete trebuie să fie luate, dacă sunt luate, din banii consilierilor, pentru că acești domni consilieri sunt aleșii și exponenții comunității. Eu am spus acest lucru, l-am repetat, am să-l repet ori de câte ori este... Vom mai vorbi cu siguranță, pentru că subiectul se rostogolește. Da, și sper eu că va căpăta oarece amploare,
Pentru că, pentru Dumnezeu, sunt totuși, numai la Petroșan, 40.000 de lei aproape, pentru un consilier. Și până la urmă, mă gândeam în timp ce vorbeați, domnule profesor, că și banii aceștia pe care consilierii încasează cu nesaț, aș spune, în fiecare lună, și nu numai consilierii, evident, dar sunt tot din banii noștri, tot din taxele și impozitele noastre. Adică, și 2-3 luni, vorba domnului profesor, din 4 ani, e o nimica toată, adică să fim serioși. Să ne gândim ce înseamnă o deplasare, nu știu, în Franța, în Ungaria, în Polonia. Cât suportă bugetul local pentru 2, 4, 5, 6 inși care merg în această comisie? Oamenii aceia trebuie să se deplaseze dus întors, nu se duc pe jos. Oamenii aceia trebuie să mănânce, trebuie să bea un suc. Acum eu pot să vă spun că pe vremuri când lucram și eu în administrație, cei de la partenerii noștri de la Varpalota erau niște gazde foarte bune și... Nu neg asta, dar se dă o diurnă. Se dă o diurnă, da? Se dădea ceva, da. Păi da. Înmulțiți această diurnă cu 4, 5, 6 cât se pleacă în delegație și câte delegații pleacă. Pentru că nu există numai una și o singură delegație sau o singură deplasare pe mandat. Poate acum cu pandemia s-au mai restrâns. Doamne ajută! Spun Doamne ajută pentru că deci domnii consilieri trebuie să înceteze să mai fie costisitori. Domnii consilieri, dacă sunt consilieri, sunt în localitățile dânșilor și aici trebuie să lucreze. Și vă mai spun un secret. Degeaba ați fost domnilor în atâtea țări străine că nu se vede absolut nimic. Mergeți pe străzi, mergeți la pubelele de gunoi și veți vedea un lucru. Se aruncă gunoiul pe jos, nu există colectare selectivă. E mai bine să mă opresc. Da. Mulțumesc, domnule profesor, pentru comentariu. Fac și eu un apel, din nou, a treia, a patra oară, nu mai știu. Dragi aleși locali, apelul nostru aici, de la vorba lui Tașcă, de la profesorul Fulger și de la mine, este, ținând cont că sunt copii în fiecare localitate care nu-și permit să-și cumpere o tabletă, care nu-și permit să-și cumpere un telefon mobil din acesta mai măricel, astfel încât să poată să vadă, nu mai vorbind un laptop. Și atunci ne-am gândit că dumneavoastră, din mărinimea noastră de oameni care, mulți dintre dumneavoastră, ați fost votați de curând, poate n-ar fi rău să faceți acest mic exercițiu și să donați indemnizația de consilier pentru o lună, pentru două luni, pentru trei luni și las la aprecierea noastră. Cu siguranță eu vă pun la dispoziție persoana mea și ONG-ul pe care îl conduc pentru a face ca aceste tablete și acești bani să ajungă către cei care au nevoie. Vă rog foarte mult să țineți cont de acest lucru pentru că, așa cum spune și profesorul Fulger, trebuie să arătați că sunteți solidari. Eu știu că mulți dintre noastre puneți mare preț pe acești bani și nu sunt bani puțini pentru muritorul de rând, sigur, poate pentru unii dintre noastre chiar sunt, dar cred că ar fi momentul să fim, așa cum spunea și profesorul Fulger, să fim solidari în acest efort și să nu lăsăm școlile sau părinții mai înstăriți ai altor copii care din mărinimia lor să dea. Haideți, spuneți și dumneavoastră că nu e un cap de lume, cu siguranță în restul mandatului veți putea să puneți acești bani, nu știu, unde doriți dumneavoastră, îi dați la partid sau să vă cumpărați mașini sau ce doriți dumneavoastră. Dar cred că e momentul să facem, mai ales acum, și cum spunea și domnul profesor, nici eu nu cred în această teorie cu fi mai bun de Crăciun, dar poate vă emoționează un pic faptul că vine Moș Nicolae și chiar destul de repede, după aceea Moș Crăciun și așa mai departe, poate ar fi momentul să vă lipsiți de aceste sume care, cum am spus, pentru unii pot fi mari, pentru mulți dintre noastre pot fi mici. Am închis acest subiect, cu siguranță vom mai vorbi. Mulțumesc lui Marius Mitrache, care a preluat ideea noastră și a făcut o postare publică. Da, mulțumim mult domnului Mitrache. Da. Îi rog și pe ceilalți colegi din presă, societatea civilă, oricine dorește să se alăture acestui demers, cu siguranță suntem deschiși și vom face împreună, astfel încât să creăm o presiune suficient de mare pentru a-i sensibiliza pe acești domni și doamne consilieri. Închidem subiectul, cum spuneam, și trecem la un alt subiect de politică locală, și anume, ce se întâmplă în Pro-România, domnule profesor? Știu că dumneavoastră nu sunteți fan Victor Ponta, dar Pro-România rămâne un subiect interesant pentru noi. Ne întoarcem la emisiunea de luni, când împreună cu domnul Zvâncă am discutat aici și am încercat să deslușim pe cât posibil ce s-a întâmplat de a s-a ajuns în această situație ca un membru al Pro-România să voteze un viceprimar de la PNL în contextul în care nu există o alianță între cele două partide.
Domnul Gheșner, domnul Zvâncă, îmi cer scuze, mi-a explicat că li s-a întins oarecum o capcană și v-a explicat dumneavoastră până la urmă că interesul este să aud, ajungă informația la dumneavoastră, că i s-a întins oarecum o capcană. Domnul Zvâncă, înțeleg că a fost și negociator șef, cum se spunea pe vremuri, din partea Pro-România cu primarul petroșanului Tiberiu Acobriți. Au căzut în această capcană, între timp avem un viceprimar și domnul Gheșner, care a fost vehiculat multă vreme, domnule profesor, ca viitor viceprimar, după 27 septembrie, evident, pentru că înainte de 27 septembrie visa să fie primar, vine acum și spune că consideră că Pro-România nu și-a dorit acest post, pentru că dacă își dorea, putea să îl obțină. Ce mai spune domnul Gheșner, și aici o să vă rog, domnule profesor, să comentați, că el, deși a fost cumva văzut de toată lumea ca fiind propunerea Pro-România pentru viceprimar, de fapt ar fi fost preferat un domn care nu se află în Consiliul Local în acest moment și n-ar fi putut fi viceprimar. Cum vi se pare această ciocnire a celor doi lideri ai Pro-România? Uitați, totdeauna când vrei să ai o poziție corectă și obiectivă, trebuie să apelezi la ceea ce se numește principiul triangulației. În acest caz este vorba despre triangulația datelor sau a informațiilor. Am văzut ce a spus domnul Gheșner, am citit. Am citit ce a spus domnul Zvâncă, am citit punctul de vedere a unei doamne care este ziaristă și am înțeles că este foarte apropiată de polul puterii din municipiul Petroșani, dar nu am auzit încă punctul de vedere al domnului Riții. Da, eu cred că, comentam cu câțiva cunoscuți, eu cred că este o mare eroare de comunicare politică a domnului primar Riții, că nu a ieșit să deslușească această nebuloasă care... Și n-a ieșit în primul rând. Eu cred că ar fi fost cel mai îndreptățit ca a doua zi, a treia zi după alegerea Lucicăi Muntean ca viceprimar, să fi făcut o conferință după stilul specific și să explice ce s-a întâmplat și cum a gândit în acea postură. Domnule Tașcă, să ai 9 consilieri din 19, adică să fii în minoritate și totuși să câștigi și să-ți impui viceprimarul tău, asta înseamnă totuși o abilitate ca și negociator, înseamnă talent până la urmă politic, înseamnă primarul Iacobriții a câștigat din acest punct de vedere. Da. I-a bătut la capitolul imagine. Sigur că cei nemulțumiți contraatacă și spun poveștile lor. Este foarte evident acest lucru. Dar vedeți că poveștile lor sunt unele care până la urmă se bat cap în cap. Și asta sunt e. Din aceeași tabără. Ce am citit eu și am auzit de la Feri Gheșner este că până la urmă, el chiar dacă este un soldat disciplinat al partidului sau cam asta a fost... formularea, constată cu regret că până la urmă se dorește ascensiunea unui domn Ghiurca, sau cam așa se numește, după excluderea doamnei Ghioc din Consiliu, astfel încât acest domn, odată adus în Consiliu, să poată să acceadă pe postul de vice. Domnul Zvâncă, în schimb, îmi spune că există o capcană întinsă de către primarul Iacobriții, care a tras preșul de sub picioare în condițiile în care dânsul a negociat nu știu cum până la 6 decembrie, după 6 decembrie. În fine, nu se explică foarte clar care este problema. Prin urmare, eu cred că nu vom avea mai multe până când nu se va hotărâ primarul Iacobriții să ne spună câte ceva. Îmi dați dreptate! Cert este totuși că avem un câștigător și avem mai mulți perdanți. Câștigătorul știm, perdanții știm. Cert este că, din ce am înțeles eu, viceprimarul nu mai este numit acum cu majoritate simplă. El poate să fie destituit doar cu 2/3 din Consiliu. Deci, este numit cu majoritate simplă, dar este destituit cu 2/3. Da, nu mai poate să fie destituit. Deci doamna Muntean are cale liberă. Da, deci 4 ani, doamnă, cred că veți fi viceprimarul petroșanilor, în condițiile în care mai mulți bărbați au demonstrat că n-au putut să facă ceea ce și-au propus din campania electorală. Bravo, felicitări și succes în această misiune. Cert este că Pro-România ne-a arătat foarte clar că n-a știut să joace, PSD-ul n-a știut să joace, Dorina Niță s-a dat pe margine și eu știu de ce s-a dat pe margine, am bănuielile mele,
a fost într-un conflict deschis cu Iacob Riții. Știu că nu este agreată, pentru că ei au avut mai multe ieșiri publice până la urmă, unul față de celălalt. Deci era clar că s-ar fi fost, ar fi fost într-o situație în care Consiliul Primăria n-ar fi mers. Da, asta, acest conflict și această discuție mi-aduce aminte, domnule profesor, de o zicală care spune că întotdeauna lupta din interiorul partidului este mai mare decât lupta dintre partide. Sigur, dușmanul cel mai puternic nu este în afara partidului, este în interiorul este partidului. Este o ilustrație clară care demonstrează acest lucru și faptul că pro-România n-a putut gestiona această situație de asumâne, că aș putea să-i spun cumva acestei chestiuni. Însă, după declarația făcută, eu nu-i mai dau multe șanse nici domnului Gheșner să mai stea mult prin Consiliul Local, pentru că mi se pare că s-a poziționat cumva foarte tranșant. Nu, nici am văzut eu. Dânsul a spus foarte clar, eu sunt mai disciplinat de felul meu, deci a dat clar un semnal către partid. Eu sunt un soldat. Da, declarațiile au fost, adică, eu nu știu dacă liderii județeni ai pro-România vor digera ușor declarații. Uite, hai să facem un rămășag. Nu îi spunem pariu, îi spunem rămășag. Așa cum v-am spus că Merișanu nu va semna și nu va pune ca proiect pe ordinea de zi excluderile celor doi peneliști din Consiliul Local Vulcan, pentru că în acel moment el are încă doi consilieri de partea lui, mai consilieri decât cei de la pro-România, pot să pun rămășac că Iacob Riții nu va pune în mapa consilierilor ca proiect pe ordinea de zi excluderea lui Feri Gheșner. Eu pun rămășacul noastră cu specificația că la Vulcan încă n-ați dat un termen de timp și cu siguranță lucrurile se vor rezolva, numai că doamna Vetuța Stănescu este puțin ocupată să ajungă deputat și după aceea poate să va ocupa și de această problemă, care din punctul meu de vedere atârnă foarte greu de CV-ul dânsei de președinte de partid și care o trage extrem de mult în jos. Și vis-a-vis de această chestiune, de asemenea pun rămășag că nu mai are foarte mult timp nici domnul Gheșner în pro-România și nici în Consiliul Local. Gândiți-vă bine. Puneți-vă în locul lui Iacob Riții. Cum ar judeca? Și numai o secundă că mi-am adus aminte. L-am întrebat acest lucru pe domnul Zvâncă. Și domnul Zvâncă, nu sunt un jurist, mi-a spus că din fericire pentru dânsii nu există posibilitatea să tărăgănesc foarte mult, adică mai mult de o lună, două. Bine. Uite, dacă legea nu-l obligă pe Iacob Riții și legea nu-i spune să bage... Dar mai există și un prefect, domnule profesor. Poate să existe. Ideea în sine este următoarea. Care este presarea ca să bage pe ordinea de zi un astfel de proiect de excludere? Se exclude în ei foarte bine. O să spună și o să se prevaleze de ideea, eu nu fac politică de partid. Nu mă interesează, Feri Gheșner n-a greșit în fața comunității, etc., etc. Puneți-vă în locul lui. De ce să bage în Consiliu încă unul sau doi care sunt ostili și care pot să-i facă... Are deja destui ostili, are PSD-ul cât și ce mi-ai trebuie? Acum Feri Gheșner este un prieten, vă garantez. PSD-ul are 7 dacă vrea să facă ceva, dar dacă doarme în continuare... Și eu cred că PNL-ul are deja 10. Să vedem. Rămâne să vedem cine va câștiga acest rămășag. Deci dacă nu există lege care să-l oblige... Eu pun un termen pentru ambele cazuri, domnule profesor, aici în fața telespectatorilor, luna martie. Dacă în luna martie atât Mariana Ghioc cât și Feri Gheșner se mai află pe scaunele de consilieri, dau o masă. Unde doriți dumneavoastră. Și de asemenea, dacă... Dănuț Anghel și colega dânsului vor mai fi în același moment al lunii martie, stați atunci mic, dați dumneavoastră două mese. Da, bine, nu este asta o problemă. Ideea în sine este următoarea. La PNL Vulcan se prevalează de ideea că nu există în statut o astfel de prevedere la statutul liberalilor. Ei s-au dus deja în judecată, ceea ce poate să facă inclusiv Feri Gheșner să se ducă în judecată în contencios administrativ dacă este dat afară. Aș vrea să știu care sunt totuși motivele pentru care cei din pro-România ar putea să le excludă pe Feri Gheșner? Nu știu, eu v-am spus, părerea mea, e vorba de declarații. Domnule Tașche, nu poți să excluzi un om, eu am mai spus-o foarte clar. Uitați ce îmi spune un telespectator care e chiar de meserie. Dacă nu se bagă, și nu o să-i dau numele, pentru că dacă nu se pune pe ordinea de zi, acest se consideră abuz. Da? Da. Spune un om care e de meserie.
Deci nu, nu, noi că nici unii dumneavoastră nu suntem de meserie, noi suntem cam pe aceeași meserie, să zic așa, dumneavoastră sigur mai sus că sunteți profesori, ați fost și profesorul meu. O să mai vedem. Mai avem 6 minute de profesor și nu vreau să ratăm, să discutăm despre un alt prieten de-al dumneavoastră, de domnul Băsescu. Doamnelor și domnilor, pe final de emisiune, din nou despre Republica Securității, am citit astăzi un articol care spune că în procesul dintre Traian Băsescu și CNSAS pentru statutul de colaborator al securității, se pare că domnul Băsescu are mici probleme, ca să nu spun mari probleme. Și atunci am considerat că în siajul a ceea ce noi am vorbit în edițiile trecute despre această Republica Securității, din care după 30 de ani cu tristețe și cu amărăciune constat că nu reușim să ieșim, am considerat că merită să-i alocăm 5 minute domnului Băsescu și acestei probleme. Vă rog, domnule profesor, cum vi se pare? Știu că îl iubiți foarte mult pe Traian Băsescu. Hai să fim cât se poate de obiectivi. După Ion Iliescu, cronologic vorbind, Traian Băsescu a fost principala voce în politica românească. A fost un adevărat animal politic. Animal politic și în sensul rămâne real, încă, deși a mai îmbătrânit. Categorică, da. Exceptând înfrângerea pe care a avut-o la primăria București de acum, dar care a fost o înfrângere previzibilă, el a intrat în această luptă doar pentru a demonstra că, în fine, nu contează asta. Ideea este totuși că domnul Băsescu ne demonstrează încă o dată faptul că securitatea a avut și are încă o putere fantastică în această țară, de-aia am și numit această secțiune a emisiunii Republica Securității, dânsul ajungând șef al statului în două rânduri și semnând pe proprie răspundere că nu a colaborat cu securitatea. Ei bine, trec ani, CNSAS-ul află mai primește niște documente. Până la urmă, domnul Băsescu este cunoscut și sub apelativul de Petrov, iar domnul Băsescu susține în fața curții de apel din București faptul că, și aici este halucinant, și-a turnat colegii de la Institutul de Marină pentru că disciplina militară obligă pe fiecare militar să fie cinstit, sincer și drept. Am încheiat citatul. Arată asta grupul de investigații police. Ei bine, Curtea de Apel București îi răspunde și îi spune că în cazul militarilor, obligația de a prețui onoarea și demnitatea nu este doar una morală, ci este chiar una juridică. Adică i-a respins această argumentație. Nu este doar asta interesant, faptul că un individ care ajunge șef de stat de două ori semnează o astfel de declarație, dar din interiorul CNSAS, de la o persoană pe care eu o prețuiesc foarte mult, Janina Năgâț, spune așa: aceste declarații, citez, pe proprie răspundere sunt practic zero, din păcate nu se întâmplă absolut nimic. Începând din 2015, CNSAS a sesizat parchetul privind falsul în declarații, au fost 131 de sesizări care s-au soldat cu 4 amenzi penale. Cele mai multe soluții au fost de prescripție a răspunderii penale, renunțare la urmărire penală, s-a mai invocat că nu există interes public. Auziți, nu există interes public, când ăsta minte. După... Minte sub semnătură, nu minte? Minte sub semnătură și ajunge șeful statului sau ajunge prefect sau ajunge președinte de partid și senator și deputat. După turnee prin țară ale colegilor de la juridic, adică cei de la juridic din CNSAS, pentru că aceste sesizări se depun acolo unde a candidat respectivul, da, în județul respectiv, după cheltuieli instituționale considerabile s-au obținut 4 amenzi. Ce relevanță mai are să sesizezi falsul în declarații dacă te alegi cu 4 amenzi penale și în niciun caz cu interdicția de a mai candida? Așa că din 2017 CNSAS a renunțat la acest sport, spune Gianina Năgâț. Am încheiat citatul și acum constatarea este că oamenii care au colaborat cu securitatea, domnule Tașcă, 1. Au candidat și candidat liniștiți pentru că știu că nu li se întâmplă nimic, pentru că li s-a spus candidați că nu vi se întâmplă absolut nimic, securitatea nu i-a abandonat nici măcar o secundă. 2. Toate hârtiile care sunt primite pe ideea că nu au colaborat la securitate sunt egale de asemenea cu zero, sunt apă sfințită. Iar când aude unii că spun că au dosare, că au fost urmăriți de către securitate, îmi dau seama că securiștii se împart în două, securiști proști și securiști deștepți. Pentru că securiștii deștepți și-au făcut propriile dosare de urmărire la securitate. Adică noi doi, dacă am fi fost securiști, simțim că se schimbă
că bate vântul schimbării? Bate vântul, așa atunci spun, Nicule, uite care e chestia, eu îți fac ție un dosărel așa, tu îmi faci mie un dosărel, că eu am niște prieteni pe la Ialomița, tu ai niște prieteni pe la Sibiu, eu sunt pe la Hunedoara, hai să ne facem niște chestii de genul ăsta să apărem după aia cât am fost noi de oprimați. O să spuneți că nu este adevărat, dar aceste lucruri sunt adevărate? Se pare că da și se pare că, și așa la, cum spuneam... Și, atenție, la cel mai înalt nivel. Nu discutăm de vreun șurubar, de vreun consilier local, chiar de la Petroșani. Da, doamnelor și domnilor, nu știu când reușim să scăpăm de această problemă a securității. Eu sper să nu mai dureze foarte mult, deși 30 de ani e enorm, după părerea mea. Cam aceasta a fost discuția din această seară. Greșiți. Avem 47 plus 31. 47 plus 31. Mulțumesc, domnule profesor, pentru discuție. Cu mulțumesc, drag, doamnelor și domnilor, dacă v-ați uitat la noi în această seară. Ne vedem din nou vineri la ora 18.